Asistență. Dragi prieteni, bună dimineața. Sper că sunt auzit. Am o confirmare că sunt se aude. Da, bine. Da, yes. Mersi frumos, domnul director. Astăzi lansăm o nouă acțiune în cadrul simpozionului Expoziția Internațională Specializată InfoInvent 2023. InfoInvent care se derulează în formatul online pe perioada a 3 zile, din 22-24 noiembrie 2023. Și astăzi lansăm webinarul Publicațiile Predătoare ca Factor de Risc pentru Cercetare Științifică. Respectivul webinar este organizat de către ANACEC în colaborare cu AGP. Colegii mei din cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, domnul Cucereanu, Gheorghe Cucereanu, șef direcție, și respectiv Valeria Vrabi, șef secție în evaluare, vor răspunde la unele întrebări cu care ne confruntăm zi de zi în activitatea ANACEC, sunt convins și la AGP, dar și în tot sau întreg mediul de cercetători. Suntem martori la o avalanșă de publicații predătoare și noi o să încercăm astăzi, împreună cu colegii noștri, să răspundem la întrebări cum ar fi, cum identificăm respectivele publicații predătoare, de ce trebuie să evităm publicarea articolului științific în respectivele reviste, nu în ultimul rând, care sunt consecințele accesării unui astfel de servicii pseudoștiințifice. Acest lucru va duce la diminuarea dificultăților pe care le atestă uneori cercetătorii științifici când își doresc să-și ateste anumite rezultatele cercetărilor și noi ne trezim că rezultatele cercetărilor nu pot fi valorificate la nivelul pe care dumnealor pretind. Pornind de la importanța subiectelor pe care noi astăzi dorim să le abordăm, webinarul va fi înregistrat, iar ulterior această înregistrare va fi plasată spre a fi vizualizată de toți doritorii. Astfel, doresc succes tuturor, sper că webinarul va fi util pentru activitatea noastră științifică zi de zi, iar pe parcursul realizării respectivei activități, toți doritorii vor avea posibilitatea să ascultă, să audă răspuns la întrebările cu care se confruntă. Pentru un cuvânt de salut, îl invit pe domnul Andrei Popa, director general adjunct al AGP, să ne spună respectivul cuvânt de salut din partea AGP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimați participanți, cu deosebită plăcere și onoare vă salut în deschiderea acestui webinar cu tema publicațiile pseudoștiințifice de tip predător ca factor de risc pentru cercetarea științifică. Am deosebită plăcere să mă aflu astăzi în fața unei audiențe atât de distinse și angajate în promovarea integrității în cercetare. În calitate de reprezentant al AGP, sunt profund recunoscător pentru oportunitatea de a colabora cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, inclusiv în organizarea acestui eveniment deosebit. Este un efort comun pentru a aduce în prim plan subiecte importante pentru comunitatea academică și științifică din Republica Moldova. Webinarul de astăzi se concentrează pe un aspect extrem de relevant și actual, publicațiile pseudoștiințifice de tip prădător și impactul lor asupra cercetării științifice. Este imperativ să recunoaștem și să înțelegem caracteristicile acestor publicații, precum și riscurile pe care le implică pentru integritatea cercetării. În cadrul acestui eveniment vom explora împreună aspecte esențiale, cum ar fi caracteristicile definitorii ale publicațiilor pseudoștiințifice de tip prădător și modul în care acestea pot afecta mediul academic din Republica Moldova.
De asemenea, vom analiza edițiile de tip prădător, în care cercetătorii din țara noastră publică, evidențiind necesitatea unei abordări responsabile în procesul de publicare. Acest eveniment este de asemenea parte integrantă a programului manifestărilor aferente expoziției internaționale specializate InfoInvent 2023, care are loc în perioada 22-24 noiembrie. Așadar, vă invit cu drag să explorați această expoziție virtuală pe platforma oficială infoinvent.md și să participați la evenimentele conexe. Închei exprimându-mi aprecierea profundă pentru participarea dumneavoastră activă și pentru contribuțiile pe care le veți aduce la discuțiile noastre astăzi. Să avem o sesiune de dezbatere constructivă. Vă mulțumesc! Domnule director general adjunct, mersi frumos pentru cuvintele frumoase, mersi la rândul meu și dumneavoastră și întregii echipii AGP pentru organizarea, pentru suportul în organizarea acestui webinar și a întregii săptămâni, să spunem, dedicată info-inventului. În continuare, am să-i transmit microfonul domnului Gheorghe Cuciureanu, șef direcție, evaluarea în domeniul cercetării și inovării din cadrul ANACEC. Domn Cuciureanu, ne auziți? Da, vă aud. Vă rugăm. Da, mulțumesc. Bună ziua tuturor. Încerc să partajez prezentarea, dar între timp vreau să menționez că anterior ANACEC a mai organizat un webinar cu o așa tematică. Așa. Se vede? Da, e bine. Dar între timp am văzut că totuși există necesitatea să mai discutăm la acest subiect, deoarece continuă să publice unii cercetători în astfel de ediții. Deci am zis că nu va fi o problemă mare în caz că unele informații se vor repeta. Așadar, voi încerca să mă pronunț, să vă prezint la început ce sunt edițiile de tip prădător, care sunt caracteristicile și ce să facem ca să nu nimerim în plasa celor care organizează publicarea acestor ediții. Se vede a doilea pagină, a doilea slide? Da, totul este în regulă. Okay, gata, mai mult nu am întrebări. În general, edițiile pseudo-științifice, dacă să dăm o definiție generală, sunt reviste sau conferințe care oferă posibilitatea de a se publica în ele contra cost, fără însă a asigura calitatea științifică. De ceea ce urmăresc cei care editează aceste ediții este să câștige financiar, iar restul, asigurarea celorlalte caracteristici ale publicațiilor de calitate, în primul rând validarea rezultatelor obținute, sunt mai puțin importante pentru ei. Deci doresc să-și maximizeze profitul în detrimentul promovării performanțelor științifice. Și pentru aceasta promovează un marketing agresiv, utilizează informații false sau înșelătoare, adică nu au scrupule pentru a atrage cât mai mulți autori de publicații, pentru a publica cât mai mult, pentru că de aceasta depinde direct profitul acestora. Deci, la nivel național, da, există ediții în care calitatea este slabă, au unele calități al caracteristicilor pseudo-științifice, dar de obicei, la nivel național, se publică primează nu atât interesul financiar a celor care editează aceste ediții, ci
cel de a publica, de a raporta, la care voi mai reveni ulterior. De ce sunt dăunătoare publicațiile de tip prădător? Pentru că, de fapt, afectează credibilitatea științei. Pentru a obține profit, cei care publică nu verifică calitatea științifică totdeauna. Deci, pot fi publicate articole care niciodată n-ar trebui publicate. Pot deveni publicații științifice persoane care nu au abilități formate de cercetători. Unele din aceste ediții pseudoștiințifice uneori ajung să fie indexate în unele baze de date, dar toate practic în Google Scholar, dacă respectă anumite cerințe tehnice. De fapt, autorii care publică aici pierd atât bani cât și timpul care nu merge pentru avansarea științei. Deci, articole publicate în așa ediții nu sunt de obicei arhivate, nu se prezervează, conținutul se pierde. Deci, de fapt, se pierde pentru știință aceste articole. Acolo unde se mimează și recenzarea, recenzienții sau cei care editează revista, dacă găsesc în articole publicate idei și date interesante, pot să-i fure și să le publice la rândul lor. Deci nu există nici o certitudine că cercetările efectuate vor ajunge în atenția comunității academice și vor fi utile ulterior pentru avansarea cercetării. Ulterior, dacă publicăm în așa ediții, vom avea dificultăți în a publica în ediții serioase. Într-un cuvânt, publicarea în aceste ediții are repercusiuni asupra carierei ulterioare a cercetătorilor, iar faptul că sunt din ce în ce mai multe publicații în aceste ediții face ca demarcarea între știință și pseudoștiință devine vagă și relativă. Și în opinia mea, situația în care ajunge cercetarea științifică din Republica Moldova este și o consecință a acceptării publicațiilor pseudoștiințifice bine sau de calitate slabă, deoarece factorii de decizie pot să spună dacă oricine poate publica, de ce este importantă cercetarea, de ce este necesar să finanțăm și să prevedem mecanisme de stimulare a cercetării, de ce este necesar să fie profesia de cercetător prestigioasă. Sunt mai mulți factori din ce cauză a luat amploare acest fenomen, inclusiv dezvoltarea tehnologiei informaționale și multe ediții au trecut în format electronic, mai ales odată cu pandemia prin care am trecut. A crescut popularitatea publicării în acces deschis și acest lucru la fel a stimulat, cumva, a contribuit la faptul că au apărut multe publicații prădătoare. Un al doilea element este modul cum se evaluează în prezent cercetarea. Pe larg sunt utilizați indicatorii cantitativi și deseori ei se utilizează în detrimentul evaluării calitative, deși există la nivel internațional mai multe metodologii cum să utilizăm indicatorii cantitativi, ele nu se respectă. Și, de fapt, se înlocuiește evaluarea calitativă cu cea cantitativă, deși ar trebui să fie utilizată doar ca suport pentru cea calitativă. Și la noi avem, în Republica Moldova, avem cazuri când se uită evaluatorii dacă se îndeplinesc anumit criteriu, un număr anumit de articole, spre exemplu, pentru a obține titlul, și atunci se face concluzia că cercetarea este calitativă, este bună. Un alt factor este nevoia cercetătorilor de a se publica peste hotare pentru a fi recunoscuți și aici, la fel, a fost stimulată și de faptul că indicatorii pentru anumite titluri sau drepturi includ publicarea peste hotare și atunci cel mai ușor este să se publice în astfel de ediții, e mai ușor de publicat. Cercetătorii se publică în aceste ediții fie din faptul că nu cunosc, adică e slabă alfabetizare științifică, nu cunosc că acestea sunt ediții pseudoștiințifice,
fie că, dar de fapt eu cred că asta e prima, cea mai importantă cauză, deci așa noi organizăm webinarul, sau există cazuri când cunosc că de fapt nu e foarte bine să te publici în aceste ediții, dar aleg să se publice fie pentru că autoritățile sau finanțatorii acceptă așa publicații. Spre exemplu, ai publicat pentru a raporta că ai realizat un proiect, iar finanțatorul acceptă. Și atunci, de ce să nu se publice aici, că este mai ușor? Fie că consideră că nu, cercetarea nu este de atât de bună calitate ca să poată publica în ediții adevărate, fie că presează timpul și trebuie de raportat cât mai repede. După cum vă spuneam, acestea sunt caracteristici ale edițiilor predătoare de peste hotare. În Republica Moldova sunt caracteristicile edițiilor științifice sunt de natură, poate de calitate mai joasă, unele, dar nu putem vorbi despre ediții predătoare în sens clasic pentru a obține profit și acest lucru se datorează inclusiv la două mecanisme existente în Republica Moldova. Unul este mecanismul de evaluare a revistelor științifice din Republica Moldova. Există o platformă elaborată de Institutul de Dezvoltare Societății Informaționale. Există un regulament aprobat de către ANACET și împreună aceasta face ca să, a făcut ca să crească calitatea revistelor științifice din Republica Moldova, în opinia noastră. Și deja peste 10 reviste științifice sunt în Scopus. Și a doilea mecanism prin care încercăm să creștem calitatea publicațiilor de la noi, să nu le alunecăm în caracteristicile edițiilor prădătoare și pseudoștiințifice, este platforma conferințelor științifice, care la fel a fost elaborată de IDS împreună cu ANACEC, iar ANACEC a aprobat un regulament și noi evaluăm și încercăm deja, acest proces este mai nou față de reviste, încercăm să evaluăm astfel încât ANACEC, ca autoritate care confirmă titluri științifice, științifice didactice și aprobă drept de conducător de doctorat, recunoaște doar publicațiile din Republica Moldova care se conțin în revistele acceptate și în conferințele acceptate, considerate drept științifice în Republica Moldova. Deci, în continuare, caracteristicile generale se referă la publicațiile care sunt publicate peste hotare. Deci, nu este foarte ușor totdeauna să delimităm edițiile pseudo-științifice de tip prădător de edițiile veritabile științifice, mai ales că nici nu există un hotar strict. Dar elementul cel mai important care face diferența între reviste și conferințe pseudo-științifice și cele veritabile este evaluarea. Deci dacă există evaluare după toate standardele, atunci putem sigur că e o ediție de bună calitate și care respectă etica științifică. De obicei, revistele, conferințele prădătoare nu au un proces de recenzare sau acesta se mimează. Deși pe pagina lor pot să indice o politică de recenzare, dar în realitate nu o respectă. Sau autorul nu primește observații, recomandări sau în cele mai bune cazuri, pentru că spuneam că nu e o trecere, nu este alb-negru, pseudo-științific și științific, și există și o zonă gri, să zic așa, și atunci autorul manuscrisului primește doar niște observații, recomandări formale. Deci ideea e, pentru a ne da seama dacă este pseudo-științifică sau nu, trebuie să ne dăm seama dacă are loc o evaluare propriu-zisă sau nu a manuscrisului. Și există mai multe indicii pe care le voi prezenta mai în continuare, ca să ne dăm seama. Unul ar fi timpul de publicare. De obicei, în revistele și conferințele, mai multe în reviste, dar și în colegiile conferințelor, timpul de publicare este destul de lung. Durează, poate să dureze și luni de zile și chiar și ani, pentru că se primește manuscrisul, colegiul de redacție în primul rând îl examinează, după care dacă îl acceptă, dacă corespunde specificului sau profilului revistei, caută evaluatori, recenzenți,
le transmite recenzenților, recenzenții li se dă, de exemplu, vreo lună li se dă, pentru că de obicei recenzarea nu este plătită. Vine înapoi colegii de redacție, vede dacă sunt necesare modificări, transmite din nou autorului, face modificări și așa mai departe. Deci asta poate dura mult timp, pe când în edițiile predătoare este scurt, poate dura și câteva ore și până la o săptămână, două. Și aici am dat un exemplu. Un articol de-al meu într-o revistă Scopus a fost acceptat la peste 2 ani după transmiterea manuscrisului, desigur că e și asta o exagerare, în timp ce articolul Câinii Lumii la o conferință prădătoare a fost acceptat la nici 30 de minute după ce a fost transmis. Un alt indiciu este denumirea și locul de editare a revistei, a revistei sau a conferinței. De obicei, edițiile prădătoare pun niște denumiri pompoase, denumiri care se atragă, că ei sunt știința mondială, progresul științei, universal, european și așa mai departe. În alte cazuri pot să pună o denumire care este apropiată de unei reviste foarte cunoscute în domeniu și dacă autorii nu sunt atenți, pot să creadă că e chiar revista ce aș trimit. De asemenea, poate să nu reflecte originea acestei ediții. Spre exemplu, să spună că este, nu știu, revista americană de pseudologie, dar de fapt să fie editată într-o țară din Europa de Est și să nu aibă nici o persoană în colegiul de redacție în America sau să nu scrie subiectul ce ține de America. La fel, cei care editează astfel de reviste sau conferințe indică că e o rețea științifică sau un centru sau o asociație sau un institut, iarăși cu în ideea de a atrage eventual autori, când de fapt în spatele afacerii stau doar persoane care se ocupă cu publicarea acestor ediții, deseori poate fi doar o singură persoană la un calculator. Un alt element care îl putem utiliza pentru a ne da seama dacă este o ediție pseudoștiințifică este componența colegiului de redacție a revistei, respectiv a comitetului științific a conferinței. Și aici, iar varietatea tehnicilor folosite este mare. Pot fi nume inventate, inclusiv a redactorului șef. Putem să nu fie personalități importante în domeniul respectiv al științei. Pot fi doar persoane dintr-o anumită regiune geografică. Pot fi, vă spuneam anterior, și falsuri se utilizează, pot fi indicate personalități importante, dar care de fapt nu cunosc că sunt în colegiul de redacție. Sau colegiul de redacție nu acoperă toate domeniile științifice ale ediției, ci doar câteva. Sau membri care nu au publicat niciodată un articol în aceste ediții. Se întâmplă și cazuri când aceeași persoană este redactor șef a mai multor ediții pseudoștiințifice sau două sau mai multe reviste au exact același colegiu de redacție. De obicei, pentru a atrage cât mai mulți autori, respectiv avea mai mult profit, edițiile pseudoștiințifice includ practic toate domeniile științifice sau un număr foarte mare. Deși, dacă ne uităm în colegiul de redacție sau recenzenții atunci când sunt indicați lista recenzenților, vedem că ei acoperă doar o mică parte din domeniile în care ei publică. Există numerele a revistelor, colegiilor, conferințelor în care în unele domenii sunt doar 1-2 articole. Și atunci apare întrebarea, dacă la o conferință este un articol la un domeniu științific, cum a fost asigurată dezbaterea în cadrul conferinței, cum s-a discutat, cum a fost validat acest conținut. După cum vă spuneam anterior, aceste ediții practică un marketing foarte agresiv. Probabil că majoritatea dintre dumneavoastră ați avut e-mail-uri prin care vi se solicita să publicați într-o anumită revistă sau la o conferință. Cel mai des, după ce
un cercetător, mai ales tânăr, publică într-o revistă de calitate sau la o conferință, cei de la edițiile pseudoștiințifică trimit insistent acestui autor e-mail-uri în care se arată extaziați de calitatea cercetărilor publicate în revista respectivă și invită să publice și la ei. Deseori le promit reduceri de taxe sau publicarea rapidă, adică încearcă diferite tehnici pentru a atrage autorii. Acest lucru este valabil și pentru atragerea cercetătorilor în colegiile de redacție și aici am indicat un experiment prin care un grup de psihologi a creat un profil, un CV cu informații false despre un cercetător și l-au trimis la mai multe colegii de redacție cu autopropunerea de a fi inclus în colegiul de redacție. A fost trimis la 360 de reviste, însoțite de CV și publicații false. 48 de reviste prădătoare au acceptat-o, unele doar la câteva ore de la trimiterea cererii, iar 4 dintre acestea reviste i-au oferit funcția de redactorul șef. În același timp, trebuie de spus că nicio revistă care era inclusă în baza de date Web of Science nici nu a răspuns la acest mesaj. Deci e important atunci când verificăm dacă revista este într-o bază de date sau nu. În cazul taxei plătite la o revistă sau la o conferință, este important să se facă diferența dacă cheltuielile pe care noi le plătim sunt pentru a acoperi activitățile pe care le face editorul sau noi plătim de fapt pentru a ne fi acceptat manuscrisul indiferent de calitate. Și aici am identificat două extreme în perceperea taxelor. Fie că sunt taxe mici, de 10-20 euro, în cazul acesta profitul asigurându-se pe numărul mare de autori care publică. De obicei, aceste ediții practic nu respectă nicio cerință. De aceea se axează pe cât mai mulți autori. Și există și taxe exagerate de mari în comparație cu serviciile oferite. Ei sunt mai încearcă să mimeze și evaluarea, dar de fapt la fel, nici nu indexează, nici nu prezervează conținutul. Deci se plătește mult, dar serviciile nu sunt de calitate. Sunt deseori cazurile când taxa este indicată autorului doar după ce a trimis manuscris. Deci, și ca și în cazul celorlalte elemente despre care v-am vorbit, și în acest caz, ăsta în sine, volumul taxei, nu este un indicator că ediția este predătoare, deoarece, mai ales odată cu dezvoltarea publicării în acces deschis, se percep taxe mai mari sau mai mici în cazul edițiilor științifice, pentru că accesul deschis prevede că autorul plătește pentru a se publica față de cum era anterior, când conținutul nu era în acces deschis, ci cel care citea trebuia să plătească pentru a avea acces. După cum ați văzut din experimentul anterior, revistele din Web of Science nu au răspuns la propunerea unui profil fals de a deveni membru a colegii de redacție. Deci ăsta e un indicator important că noi atunci când vrem să publicăm, să ne orientăm după acest indiciu și să verificăm dacă revista este în vreo bază de date. Deci atunci când revista este în Web of Science, Scopus sau alte baze de date importante, este un argument important pentru a publica în ea. Și ANACEC are o listă a bazelor date recunoscute pentru publicarea rezultatelor cercetărilor, în care noi este pe site-ul nostru, deci noi invităm să o consultați atunci când publicați. Desigur că asta nu oferă 100% garanție, dar totuși este un prim filtru.
multe din ediții predătoare însă plasează pe pagina lor logourile și denumirea unor bazi date importante. Deci asta nu înseamnă că ele chiar sunt acolo. De aceea recomandarea este să nu ne încredem în ceea ce scrie pe paginile revistelor, conferințelor, dar să ne ducem chiar la sursa directă și să vedem dacă revista sau conferința respectivă este indexată acolo. Și este important ca articolele la fel să se găsească în acea bază de date, pentru că există unele baze de date care doar înregistrează revista respectivă, dar de fapt articolele din acea revistă nu sunt indexate, adică nu, conținutul nu este în revistă, conținutul nu este în acea bază de date. Deci trebuie de evitat și, și această situație. Da, nimeresc ediții pseudoștiințifici în baze de date importante și aici, desigur, care loc o luptă permanentă între cei care vor să mințească și cei care încearcă să-i prindă. Bazele de date importante nu sunt o excepție în această confruntare și v-am dat aici câteva exemple. Scopul s-a exclus din lista sa peste 800 de reviste în ultimii 10 ani, inclusiv peste 50 doar în mai 2023. La fel a procedat DOAJ și Web of Science. Apropo, toate aceste trei baze de date sunt importante și pentru Republica Moldova, deoarece ele sunt incluse în regulamentul de evaluare a revistelor și prezentă în această bază de date dă un punctaj suplimentar revistei, dar iar în scopul și Web of Science, cei care sunt acolo, revistele de acolo, din Republica Moldova, primesc automat categoria A, respectiv A+. Alte informații pe care am putea să le verificăm înainte de a publica este cum arată site-ul unei reviste. Deci, de obicei, cele prădătoare lipsesc diferite informații, cum ar fi mărimea taxei, procedura de recenzare, cine sunt membrii colegii de redacție, sau există multe greșeli, nu se deschid anumite rubrici, nu se folosesc identificatori standard ca ISSN, 2I. Deseori includ link-uri către instituții autentice legitime, spre exemplu, indică că fac parte dintr-o asociație COPE sau altă asociație care sunt asociații de editori care respectă standardele de editare și standardele de etică științifică. Când de fapt ei nu fac parte din acele. Ca răspuns la problema edițiilor științifice, mulți cercetători sau factori de decizie au simțit nevoia să redacteze anumite liste pentru a feri cercetătorii de a publica în acestea. Cea mai cunoscută și, de fapt, prima, putem spune, este lista lui Bill, care a inclus atât reviste și editori prădători, cât și metrici, reviste deturnate și alte tipuri de ediții care nu respectă standardele. Mai există și alte, vedeți, o listă din 2023, există a bazei date Cables, rapoarte. De adevărat, în cazul lor, ele sunt contraplată. În același timp, trebuie de spus că aceste liste nu salvează complet situația. Da, noi putem utiliza atunci când vrem să ne publicăm inclusiv aceste liste, dar ele iar nu sunt exhaustive. Multe reviste, după ce sunt prinse cu mâța în sac, își schimbă denumirea, apar sub alte denumiri, sunt foarte abili și de aceea, clar că cea mai bună soluție este să cunoaștem indicatorii, să fim alfabetizați științific, ca să ne putem da seama dacă o revistă sau o conferință este prădătoare sau nu. Și primele sfaturi le-am găsit într-o publicație chiar de tip prădător. Autorul este Dulău Tarzan, iar articolul se numește Aspecte al autoratului științific virtual în condițiile nihilismului moral și legal. Da, în referințele bibliografice se folosește un limbaj mai puțin academic, dar cred că pot fi luate ca sfaturi. Ceea ce e scris aici, spre exemplu, nu fi bun, nu te publica în aceste conferințe,
pierzi doar banii publicând aici, ANACEF nu va recunoaște publicația ta. De ce cauți căi ușoare? Ele contravin eticii științifice. Trebuie să citești cărți de autorat și metodologia cercetării. Cheia evitării excroșilor este discernământul și integritatea. Dacă să trecem la sfaturi mai serioase, există așa o inițiativă ca gândește, verifică, trimite spre publicare pentru cei care publică în reviste științifice. Ideea principală este că înainte de a trimite manuscrisul, trebuie să ai încredere că este potrivită și îți va fi utilă pe viitor. Și se propun un număr anumit de întrebări la care trebuie să răspunzi, inclusiv dacă tu sau colegii tăi cunoașteți revista, dacă este clar cum se evaluează articole, ce taxe sunt plătite și așa mai departe. Și autorii acestui instrument recomandă ca să transmitem spre publicare manuscrisul doar atunci când putem răspunde la pozitiv, cu da la majoritatea întrebărilor puse. Există o așa inițiativă și pentru conferințe, se numește Gândește, Verifică, Participă. N-am inclus-o aici, pentru că pentru conferințe am inclus un alt instrument care se găsește într-un raport a parteneriatului interacademic. După cum vă spuneam, trecerea de la cea mai pseudo-științifică, să zic așa, la cea de mai calitate, nu este bruscă, ci există și multe tipuri intermediare. Aici sunt date 7 tipuri de conferințe, de la frauduloasă până la de calitate. Cea frauduloasă, de fapt, nici nu are loc, conferința, iar cea de calitate are o platformă de toată informația necesară, are loc procesul de recenzare, toate informațiile sunt clare și așa mai departe. Deci, multe din acești indicatori, din păcate, bine, nu de frauduloase, dar de calitate redusă, sunt caracteristici și conferințelor, multor conferințe din Republica Moldova, inclusiv probleme importante sunt faptul că multe din ele nu evaluează articole trimise la conferință. La fel, deseori persoana nu a prezentat comunicarea la conferință și se regăsește în colegi. Și câteva concluzii. Deci, acest fenomen de publicare în ediții pseudoștiințifice este un fenomen global, se confruntă toate țările, deci nu suntem doar noi. Desigur că cei din țările mai puțin dezvoltate din punct de vedere științific și a respectării eticii științifice sunt mai afectați. Oricum, cercetătorii adevărați ar trebui să aibă capacitatea să discearnă o ediție științifică de una pseudoștiințifică, pentru că există suficientă literatură și surse de informații care permit identificarea edițiilor non-științifice. Recomandăm cercetătorilor discernământ, verificare, respectarea eticii științifice, instituțiilor, organizarea instruirilor privind edițiile pseudoștiințifice pentru angajaților și, în special, pentru doctoranți și tineri cercetători. Și în acest scop am inclus și o listă de surse cu link-uri la sursele respective, care oferă diferite sfaturi pentru a evita publicarea în așa tipuri de ediții. Vă mulțumesc pentru atenție și eu propun, dacă sunteți de acord, dacă sunt întrebări și să facem discuții după ce este prezentată și a doua comunicare. Dar dacă doamna Cernei insistă, putem și acum. Dacă nu, puteți scrie în chat și între timp voi da răspunsuri mai exhaustive. Domnul Cucereanu, mersi frumos. Într-adevăr, urmează încă o prezentare. S-ar putea întâmpla că întrebările care vrem să le formulăm acum vor fi răspunsuri în prezentarea care va urma. Deci, propunem tuturor care întrebările, răspunsuri, să le lăsăm după a doua prezentare.
Într-adevăr, fenomenul elucidat și prezentat de domnul Cucereanu este un fenomen global, lucru care nu trebuie să ne încurci, să încercăm să îl prevenim și să ajutăm tinerii cercetători în speță să evite aceste publicații pseudoștiințifice. Și sunt convins cele prezentate de domnul Cucereanu, inclusiv prețioasele recomandări ale cercetătorului Dulău Tarzan, vor fi utile tuturor celor prezenți. În continuare, domnul Cucereanu, încă o dată, mersi frumos. O invităm pe doamna Vrabi. Doamna Vrabi, sunteți online? Da, bună ziua! Încerc să partajez prezentarea. Se vede? Alo. Se vede, e bine. Se vede, da. Deci, în continuarea prezentării domnului Cucereanu, voi aduce unele exemple de ediții pseudo-științifice, inclusiv reviste în care publică cercetătorii științifici din Republica Moldova. De fapt, de regulă, cercetătorii publică în două tipuri de ediții, materiale ale conferințelor științifice și reviste științifice. Materialele ale conferințelor științifice noi le-am divizat în conferințe regionale desfășurate în țările învecinate și conferințe internaționale care se desfășoară pe tot mapamondul. La fel și revistele științifice au fost clasificate drept ca reviste științifice, evident, pseudoștiințifice și reviste mascate sub aspect de reviste științifice veridice. Urmează să vă prezint care ediții se atribuie la cele menționate. Drept exemplu de conferință științifică, pseudoștiințifică, care are loc în țările învecinate, este conferința regională actuală, de fapt este conferință științifică, conferința actuală научne исследования в современном мире. Dacă analizăm informația de pe site-ul acestei conferințe, observăm că conferința de fapt nu are niciun program. Orice conferință științifică, cunoașteți că are un program sau o agendă. Deci această conferință nu are niciun program și nici date privind modalitatea de desfășurare a evenimentului. Cu excepția că, de exemplu, următoarea conferință va avea loc pe 26-27 noiembrie și că se desfășoară în orașul Perislav, Ucraina. În rest, numărul de participanți, rapoartele care vor avea loc, nu este. De asemenea, ne pune în gardă și data desfășurării evenimentului. Deci această manifestare are loc lunar. Cei care organizează manifestări științifice cunosc cât este de dificil de a organiza un eveniment științific. De asemenea, are o diversitate mare, diversitatea formelor de publicare. Deci poate să fie și revistă și culegere de lucrări ale conferinței. Dacă noi ne ducem în arhiva materialelor conferinței, observăm că culegerile de lucrări din arhivă nu se deschid, nu pot fi accesate. În ultimul timp, de în anul 2023, deja numărul revistelor într-o lună s-a micșorat, sunt 3 numere a revistei. Însă în anul 2021 noi am găsit că au fost 3 numere, adică 3 numere a unei reviste care a apărut în luna ianuarie. La o analiză mai detailată, referitor deja la calitatea lucrărilor care sunt publicate, observăm că termenul limită de prezentare a materialelor, după termenul limită de prezentare a materialelor, acestea sunt acceptate și publicate timp de 6 zile. Limba de publicare a materialelor sunt 11 limbi, inclusiv și limba română. Foarte stran, cum de exemplu sunt interesant într-un articol care este publicat în limba kazahă sau altă limbă sau belarusă și noi atunci cum putem noi să apreciem noutatea științifică sau acel material care pe noi ne interesează. De asemenea, este un număr mare și variat de secțiuni științifice ale conferinței. Am numărat 25.
Și taxa de publicare este 10 dolari SUA, deci este o taxă așa care atrage foarte mult cercetători, este o tactică a edițiilor prădătoare, dar dacă dorim și un certificat de participare, putem să achităm doar un dolar SUA. Aici, doritorii care vor să publice în aceste materiale, aceste conferințe, până la 30 noiembrie reușesc să trimită materialele și pe 6 decembrie deja o să fie publicat materialul. Așa că dacă doriți, puteți să vă pregătiți. Desigur că ce a menționat și domnul Cucureanu, această edițiile prădătoare utilizează această tehnică de mimicrie, adică de utilizare a unor logouri consacrate, a unor reviste consacrate, cunoscute. Și în acest caz, această conferință, tot fiind pseudoștiințifică, n-a făcut excepție și se publică sub logo-ul de iScience, care este de fapt o revistă publicată de către, adică o revistă cunoscută și care este indexată în baze de date prestigioase. Un alt exemplu de conferință pseudoștiințifică este conferința Interconf. De fapt, aceasta este o denumire generală Interconf, fiecare conferință are denumirea sa, iarăși sunt utilizate denumiri generale care atrag mai multe domenii științifice. De ce am atras atenție la această conferință? În anul 2021 colegii au făcut un studiu și în care s-a stabilit că 413 de autori din Republica Moldova au publicat în materialele acestor conferințe sub egida Interconf. Iarăși, această conferință, dacă examinăm detaliat informația de pe site-ul ei, nu are programul care este caracteristic pentru un eveniment științific. Iarăși, sunt uneori 3-4 pe lună, în alții ani erau și 4-5 pe lună, deci în ultimii ani au devenit un pic mai modești. Tematica conferințelor este vastă, generală, locația evenimentelor planificate și într-un fel desfășurate. De exemplu, în anul 2023 au fost pe 4 continente și 18 țări. În total, în anul 2023 au fost organizate 34 de conferințe la moment. Urmează încă luna decembrie. De exemplu, observăm în ediția precedentă, adică acum în luna noiembrie, ultima conferință a avut loc pe 16-18 noiembrie, în Portugalia, în orașul Porto, în care participanții sunt din țările Ucraina, Polonia, Azerbaidjan, Uzbekistan, Kazahstan, Kyrgyzstan și Tajikistan. Niciun participant însăși din Portugalia, Spania sau Franța, care sunt țări învecinate. Referitor la calitatea lucrărilor publicate în această conferință, iarăși termenul de prezentare, acceptare și publicare a materialelor este de 12 zile. Dumneavoastră vedeți că termenul limită este, de exemplu, pentru următoarea conferință 26 noiembrie și deja materialele sunt publicate pe 8 decembrie. Limba de publicare a materialelor oficial este 3 limbi, dar este, de fapt, sunt mai multe limbi, inclusiv și limba română. Și vedeți mai jos un text în care ei, colegiul de redacție, de fapt, acceptă să publice în limbile din țările în care sunt autorii. Iarăși, un număr foarte mare și variat de secțiuni, începând de la științe umanistice, terminând cu științe fizice, arhitectură și încă educație fizică și sport. Iarăși este o componență dubioasă a colegiului de redacție, am încercat să verificăm aceste membri și practic am găsit puțină informație despre dânsii și taxa de participare este una destul de atractivă, ceea ce atrage mai mulți în capcana folosită de această ediție prădător. În continuare, deja trecem la exemple de reviste pseudoștiințifice, după cum am spus, reviste le-am clasificat așa, în opinia noastră, în ediții evident pseudoștiințifice,
Deci această revistă Polish Science Journal face parte din revistă evident pseudoștiințifică. E suficient să analizăm informația de pe site și vedem deja unele date care ne pun în gardă. În primul rând, iarăși, această revistă folosește acea tehnică de mimicrie. Mai departe, terminul decizia de sau decizia de acceptare a materialelor este de 23 de ore. Și, practic, sunt lider la această poziție. Limba de publicare a materialelor sunt 4-7 limbi, inclusiv limba română. Și iarăși o diversitate mare a formelor de publicare. Poate să fie și revistă, poate să fie și culegerea conferinței. Numărul mare de secțiuni sau variat de secțiuni, vedeți din prezentare, poate să fie și științe biologice până la științe ale sportului sau educației fizice. Taxa, iarăși, este o taxă mică, pentru taxa de publicare $15 SUA. Dacă dorim varianta tipărită a lucrării, atunci trebuie să plătim un pic mai mult. După cum am menționat, această revistă, evident, pseudoștiințifică, utilizează aceeași tehnică de aplicare a unor logouri cunoscute, care este caracteristică pentru edițiile pseudoștiințifice. O altă revistă, evident, pseudoștiințifică, este o revistă care se aseamănă cu revista precedentă, un pic altă, e pus accentul, Polish Journal of Science. Deci aici perioada, dacă analizăm informația de pe pagina acestei reviste, observăm că deci perioada de recenzare este de o zi. O vedeți aici marcată. Termenul mic de acceptare și publicare a lucrărilor este 12-13 zile. Are o periodicitate, deci este un număr mare de al revistelor pe an. De exemplu, în anul 2022 am numărat 13 numere a revistei, în anul 2023 sunt 11. Limbile de publicare engleză, rusă, dar dacă dorim, găsim și alte limbi. Și iarăși taxa de publicare este destul de mică, $29. Da. Iarăși, ce am atras atenție, că această revistă utilizează un pic altfel aceeași tehnică de mimicrie, și anume utilizarea unor denumiri asemănătoare a unor reviste recunoscute sau care sunt veridice. De exemplu, este revista Polish Journal of Natural Science sau Polish Journal of Soil Science. Sunt reviste care publică materiale într-un anumit domeniu științific, care sunt recunoscute în țara de origine, comparativ, desigur, cu Polish Journal of Science. Un alt exemplu interesant este revista Anale de Italia. Deci noi am găsit și această. Deci cercetătorii din Republica Moldova publică și în această revistă. Este o revistă evident științifică. Informația de pe site, deci ea pretinde că este o revistă europeană, italiană, însă limbile prin care putem face cunoștință despre această revistă este rusa și engleza. Deci, site-ul poate fi consultat în două limbi, rusă și engleză. Iarăși, limbile de publicare a materialelor sunt trei limbi oficiale, engleza, rusa și ucraineană, dar pot fi și mai multe limbi. Termenul de prezentare, acceptare și publicare a materialelor este de 10 zile. Iarăși, acest numerele reviste apare lunar. Numărul mare de secțiuni științifice, 22. Taxa de publicare este de 30 de euro un articol, dar dacă dorim să avem și numărul revistă, atunci trebuie să achităm încă 19 euro. Recenzarea, ceea ce este important, recenzarea durează de la o oră până la o zi. Și, cum am spus, limbile oficiale sunt trei, dar colegiul de redacție, într-un fel, colegiul de redacție al revistei poate să accepte și alte limbi de publicare. Și această informație este menționată, deci, pe site-ul revistei. La categoria de reviste pseudoștiințifice mascate sub aspect de revistă veridică,
Am analizat revista International Journal of Advanced Research, JAR, pe scurt, iarăși de motivul că în această revistă publică mulți autori din Republica Moldova. Pe site-ul revistei am evidențiat patru componente care îi pun în gardă, și anume, iarăși, diversitatea mare a compartimentelor tematice, și anume științe, deci putem publica articole în științe ale vieții, în științe ale sănătății, științe sociale și umaniste și științe fizice și inginerești. Termenul de prezentare, acceptare și publicare a articolului este de 5 zile, un timp destul de mic. Are un impact factor dubios, îl vedeți, este un impact factor din 2021, 7.33 și ei încă se mândresc cu faptul că acest factor de impact se menține. Această informație o puteți găsi pe site-ul revistei. Și indexarea în baze de date prestigioase, într-un fel indexarea. Noi am verificat, vedem că această revistă pretinde că este indexată în baza de date PubMed. Deci am verificat pe site-ul PubMed, da, sunt 7 articole care sunt indexate, dar nu mai mult. Deci, practic, întreg revista nu figurează pe această platformă. Întrucât colegii din cercetare am avut mai multe discuții referitor la calitatea acestei reviste, apropo, vedeți că revista pretinde că este întoaj, am verificat, această revistă nu este întoaj. Deci, colegii din cadrul Direcției Evaluare în Cercetare și Inovare am inventat așa un experiment, verificare, pentru a dovedi că această revistă nu este una bună. În ce a constat experimentul? Deci, am luat un articol publicat de autori din Republica Moldova din arhiva revistei, de exemplu, din anul 2019, 2018 sau 2021, ca prim autor am adăugat un autor inventat, de rând cu autorii care au fost anterior. De asemenea, a fost inventată și afilierea la instituția autorului. În articol am preluat același articol, încă o dată menționez. În articol am inclus unele sintagme după cum urmează. De exemplu, la un compartimentul introducere am scris ca rezultat: noi nu recunoaștem publicația dumneavoastră. În compartimentul materiale și metode, cu alte cuvinte, noi categoric nu recunoaștem această revistă. La compartimentul rezultate și discuții, mulți cercetători publică în ediții pseudoștiințifice, iar la concluzii am scris că ipoteza noastră că aceste articole nu trec procedura de recenzare. Deci, articolul a fost expediat de pe platforma revistei. A doua zi a venit răspunsul că articolul a fost primit pentru recenzare și s-a acordat un număr, iar peste 3 zile am primit mesajul că articolul este acceptat. De fapt, ne-a venit și o informație și de la recenzenți în care nu este nicio observație și pentru publicare se cere de achitat $120. Întrucât salariul nostru nu este așa de mare, noi ne-am putut permite să achităm această sumă. Ca să dovedim că articolul poate fi publicat, pentru noi a fost suficient faptul că articolul a fost acceptat. Desigur că această revistă utilizează aceeași tactică de prădător și anume mimicria. Vedem că astfel, singur să verificați, astfel de reviste cu această denumire asemănătoare sunt foarte multe. De exemplu, IJAR are acum un concurent, International Journal of Current Advanced Research, însă în Scopus sunt, deci iarăși aceste reviste prădătoare utilizează denumirea unor reviste care sunt deja recunoscute și consacrate în domeniu. Noi am găsit, de exemplu, este Journal of Advanced Research, care este indexată în baza de date Scopus, o revistă serioasă, care are o tradiție frumoasă pe curs mai multor ani. Apropo, revista aceasta este din 2010 sau anterior indexată în Scopus. Deci, iarăși utilizează aceeași tactică de a atrage cercetătorii sub aspectul unor denumiri deja recunoscute. Tot la categoria reviste mascate sub aspect veridic, noi am analizat revista Economics and Finance. S-ar părea că această revistă
nu trebuie să aibă probleme, întrucât publică materiale într-un domeniu destul de îngust. Dar iarăși ne-a atras atenția termenul de acceptare și de publicare a materialelor, precum și faptul că plasează pe site diverse baze de date care par, unele par, sunt acceptate de ANARCEC, dar dacă le verificăm, această revistă nu se regăsește în aceste baze de date. Din acest motiv, noi iarăși am aplicat aceeași experiment de verificare cu același autor, cu aceeași afiliere. Articolul iar a fost preluat, un articol a unor autori din Republica Moldova, a fost preluat din arhivă, a fost iarăși incluse aceleași sintagme care au fost menționate anterior în textul articolului. În concluzie, am pus că mulți cercetători publică nediții pseudoștiințifice. Articolul a fost expediat de pe platforma revistei, de exemplu, la data de 20 martie 2023, ora 8:54. Deja la ora 20:46, tot pe aceeași dată, a fost primit mesajul că articolul a fost acceptat și a trecut procedura de recenzare. Și se cere o taxă de 100 de euro pentru a publica în această revistă. Vedem că aceste reviste deja cer o taxă mai mare. Dar, de fapt, această taxă mai mare iarăși servește ca pentru cercetători ca un indiciu că este o revistă bună. Dar, iarăși, noi atragem atenție că aceste reviste deci folosesc tactica unui predător pentru a solicita mai multe articole să se publice numerele acestor reviste. Folosește, iarăși, aceeași tehnică de mimicrie. De exemplu, este Journal of Economics and Finance, care este indexat în Scopus. Aici e pur și simplu numai Economics and Finance, revista prădătoare. Și drept atenționare, aș vrea să trag atenția asupra revistelor de pe MDPI. Este o platformă științifică care a fost creată în 1996. Și de atunci a creat peste 400 de reviste. Desigur că mulți cercetători la noi nu sunt de acord faptul că noi într-un fel atenționăm asupra calității acestor reviste, întrucât pentru cercetătorii din Republica Moldova, de a publica în aceste reviste este un colac de salvare, iarăși în condițiile în care se impune o anumită performanță sau anumite rezultate. Și aceste rezultate trebuie să fie publicate în reviste indexate Web of Science și Scopus. În special pentru acesta este important pentru cercetătorii din România, întrucât performanța este aprobată anume în baza numărului de articole indexate în reviste Web of Science și Scopus. Deci trebuie cât mai repede să publici în aceste reviste. Și, desigur, și MDPI în acest aspect oferă această posibilitate, adică într-un termen destul de restrâns, de exemplu, după 7-10 zile după ce aplicantul plătește taxa de publicare, articolul său poate fi publicat. Însă, în ultimul timp, au fost semnalate mai multe abateri privind calitatea lucrărilor publicate în aceste reviste. Din acest motiv, în anul 2014, MDPI a figurat într-o listă de ediții pseudoștiințifice. Compania a făcut apel asupra acestei decizii și, ulterior, aceste reviste au fost incluse în DOAJ. Un alt așa semnal referitor la calitatea lucrărilor publicate în aceste revistele MDPI este faptul că în 2018, editorii unei dintre revistele MDPI Nutrients au demisionat în grup acuzând că rata de accesibilitate a studiilor scrise este prea mare și că nu sunt lăsați să examineze detaliat conținutul de calitate al lucrărilor. O altă revistă MDPI International Journal of Environmental Research and Public Health a fost eliminată din Web of Science. Recent, la începutul anului, în 2023, Web of Science a eliminat sau exclus din lista de bază, din colecția de bază a Web of Science, două reviste MDPI. De fapt, această
Am tăbuit, de fapt, publică lucrări bune în reviste bune, dar folosește strategii care sunt proprii și editorilor prădători. Deci, care este tactica? Deci, ea nu publică, ea pentru revistele, pentru numerele normale, putem spune, aplică aceleași proceduri care sunt caracteristice pentru revistele veridice, recunoscute, consacrate. Însă, ea a mers pe altă tactică. Ea publică articole în ediții speciale și vedem că în ultimul timp, în anul, din 2016, puteți să vă uitați pe această diagramă, până în anul 2020, cu roșu este marcat numărul de ediții speciale care au fost apărute în revistele MTPI. Alături, iarăși, se vede că în anul 2021 au apărut numărul de ediții speciale, câte cel mai mult este Sustainability, cu 3300 de ediții, 303 de ediții speciale. Deci, practic, ei utilizează și, desigur, că la așa un număr mare de lucrări științifice nu poate fi aplicată o procedură de recenzare caracteristică sau normală, în care se verifice calitatea lucrărilor publicate. De aceea, noi și atenționăm cercetătorii. Desigur, fiecare decide, pentru sine decide, face sau nu face să publice în acest tip de reviste. Date statistice referitor la numărul de lucrări care au fost editate în ediții științifice, am făcut un studiu în perioada ianuarie-februarie 2022 și, de exemplu, timp de două luni, la 17 candidați din dosarele de atestare am identificat 48 de lucrări publicate în ediții pseudoștiințifice. Este un număr destul de mare. Ce drept, în ultimul timp, cercetătorii sunt mai atenți, chiar dacă au aceste lucrări, nu le includ în lista lucrărilor științifice care sunt prezentate în dosarele de atestare la ANACEC. În continuare, vedeți o listă de reviste ediții pseudoștiințifice care au fost identificate de către colegii sau angajații Direcției Evaluare în Cercetare și Inovare. Și drept încheiere, vreau să atenționez, de fapt, despre acest lucru a menționat și domnul Cucioreanu. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră primiți prin poșta electronică diferite mesaje de la diferite reviste, care, dacă chiar își le analizăm, sunt destul de dubioase. De aceea, trebuie de aplicat aceeași tehnică sau tactică de a gândi, a verifica și de a aplica. Desigur că adică sfatul nostru este să ignorați aceste propuneri, să produsul dumneavoastră științifică, desigur că merită o soartă mai bună și prin aceasta nu încurajați afaceri pseudoștiințifice. Mulțumesc pentru atenție. Doamna Vrabie, mersi frumos. Stimați colegi, probabil ați observat obiectivul, chiar dacă n-a fost formulat, acestui webinar este de a evita plasa excrocilor. Excrocilor care parazitează pe locuri neinformarea cercetătorilor, dar, să fim sinceri, și uneori naivitatea oamenilor din cercetare care nu au experiența și nici timpul să cerceteze care revistă este pseudoștiințifică sau care doar urmărește scopuri de îmbogățire pentru a realiza expertizarea, recenzarea lucrărilor. Ușor, ușor am ajuns la sesiunea întrebări-răspunsuri. Suntem 167 de participanți. Astfel, cei care doresc să formuleze o careva întrebare sunt rugați să ridice mâna. Când vorbesc să ridice mâna, în meniul din jos avem un butonaș care spune ridică mâna. Eu am să citesc numele și dumneavoastră să formuleze întrebarea, iar domnul Cucioreanu, doamna Vrabie, o să răspundă cu plăcere. Vă rugăm frumos! Dacă după raportul domnului Cucioreanu erau întrebări, doamna Vrabie a reușit să, din câte observ, să răspundă la toate întrebările.
Doamna Vrabie, domnul Cucerean, am eu o întrebare pentru că colegii se conectează microfoanele și identifică unii mânuța. Ce se întâmplă cu cercetătorii care vin și depun dosare la NACEC în vederea confirmării titlurilor sau în domeniul atestării și ANACEC împreună cu experții săi identifică publicații, articole publicate în publicații nerecunoscute, pseudoștiințifice? Deci, dacă sunt în așa ediții, ele nu se calculează ca publicații și în caz că pretendentul, să zicem, a prezentat un număr minim, exact cât este necesar pentru a îndeplini standardul, evident că nu va îndeplini standardul, el se exclude din listă. Asta este partea juridică. Deocamdată, la sancțiuni mai drastice nu s-a recurs, în sensul că, de fapt, asta este cumva și o încălcare a eticii. Dar, bun, deocamdată am spus că cel mai important este ca cercetătorii să fie familiarizați, să cunoască toți. Nu? Și noi considerăm că cei care au adus așa, au adus din necunoaștere. Evident că din necunoaștere, dar încă o dată punctăm. Aceste articole nu sunt contabilizate la numărul articolelor necesare sau publicațiilor necesare pentru obținerea unui titlu științific, științifico-didactic, și atunci pretendentul nu întrunește standardele minime și ANACEC este în situația să respingă demersul instituției sau a candidatului pentru obținerea respectivului drept. Unele lucruri, exact aceleași care astăzi au fost prezentate, noi, cu regret, trebuie să le prezentăm și instanță și judecătorii de la judecătoria Chișinău, sectorul Ușcani, cunosc aceste lucruri deja, că practic pe toți deja i-am informat în cazul, în procesul pe care le-am în care noi ne întâlnim. Avem în o întrebare, Valeria, domnul Cucereanu, vă rog să lăsați un link. Mihai Ciobanu, s-a scuzat. Nirean Elena roagă să prezentăm lista conferințelor și revistelor pseudoștiințifice, noi avem lista celor bune. Mihail Ciobanu, bună ziua, aș vrea să întreb dacă ați identificat careva reviste sau conferințe pseudoștiințifice din Republica Moldova, din România, Republica Moldova. Republica Moldova nu, dar în România, domnul Cucereanu? Nu. Și mai este o întrebare care tot e cam așa, da? Domnul Secăreanu interesează doar de Republica Moldova. Da, toate sunt cam la același subiect. Nu. Noi, ceea ce am prezentat, ceea ce a prezentat, de fapt, doamna Vrabe, sunt cele care identificate în dosarele testare. Acum, noi le-am inclus în cele de tip prădător, cele care au drept scop câștigul financiar. Din Republica Moldova și România, să zic așa, am văzut mai multe reviste și conferințe care în privința cărora avem mai multe rezerve privind calitatea, privind modul de efectuare a recenzării și așa mai departe. Dar nu am stabilit că ar avea drept scop obținerea profitului. De fapt, mai degrabă sunt niște mecanisme prin care se publică cercetătorii care au nevoie de raportare, de a îndeplini anumite cerințe privind numărul de publicații și așa mai departe. Da, o oportunitate pentru business. Da, exact. Că spuneam că unul din stimulenții a publicării în ediții prădătoare este goana după publicații și goana după publicații, pe de altă parte, la fel, este cumva
determinată și de cerințele cantitative pentru obținerea diferite drepturi. Și atunci, sau pentru raportare în proiect. Și atunci, da, există această situație când cercetătorii publică în conferințe din Republica Moldova, în special în conferințe, se publică foarte multe publicații, se organizează multe conferințe, deseori fără prezență, și doar se transmit ulterior articole pentru a publica în culegeri, fără a fi prezent la conferință, fără a se face evaluarea. Astfel de situații, da, sunt foarte multe. Nu am făcut o sinteză, o statistică a acestora. Sperăm că odată cu lansarea platformei conferințe UMD și a aplicării regulamentului de evaluare a conferințelor, acest fenomen să scadă în intensitate. Cam asta ce am vrut să spun despre caracteristicile unor ediții din Republica Moldova și România. A mai fost o întrebare, de fapt a venit la gazda întrunirii, dacă o întrebare care mie îmi place în ghilimele, dacă vom elibera certificate și vreau să vă spun foarte clar, noi am organizat webinarul ăsta nu pentru ca cineva să poată raporta, noi l-am organizat doar pentru cei care cu adevărat au nevoie și sper să ia de la acest webinar niște informații utile. Da. Reviste științifice nu există predătoare în Republica Moldova. Noi ne dorim ca acest lucru să nu fie privit ca o oportunitate pentru business. Dar conferințe care sunt organizate non-conform există și domnul Cucereanu le-a enunțat. Bun, avem picat încă ceva. Bună ziua! Gutium, Tatiana, cum am putea să identificăm conferințe predătoare din România? Din Republica Moldova e simplu, când uităm pe site-ul conferințe, nu ți-am mințit site-ul exact. Conferință știu, da? Așa. Din România? Nu există. Aceleași instrumente să folosim, dar în România nu există o, la nivel național, evaluarea și manifestărilor științifice și clasificarea lor și stabilirea conferințelor care au caracter științific sau care nu au. Deci sfatul este să utilizăm aceleași tehnici care au fost prezentate, inclusiv putem folosi instrumentul gândește, verifică, participă. În sens că ne uităm dacă cine organizează. Deci e foarte important dacă au mai fost conferințe, dacă nu la prima ediție, dacă ele sunt tradiționale, dacă au mai participat colegii, cine le organizează, o instituție științifică recunoscută. Și cel mai important, recenzarea. Deci, ei efectuează validarea conținutului științific care l-ați transmis. Există o formă de validare a calității. Da, și aici trebuie să vedem cine sunt organizatorii, acum repet, dacă sunt universități cunoscute din România, universități consacrate, atunci nu putem pune sub îndoială pentru că este cunoscut. Văd că aici doamna Udim a prezentat o conferință a Universității Artifex. Și cunoaște cineva o astfel de universitate în București? Iar ridicați mână cine o cunoaște. Poate există, nu știu. Există. Asta v-am răspuns la întrebare. Există așa universitate. Eu am participat la o evaluare. Posibil. Eu am studiat în București 3 ani de n-am studiat, dar probabil a apărut mai ceva mai nou. E după Universitatea Americană a apărut ceva. Tot bună universitate, da, americană. Din București. De acord. Bun, trebuie să vedem. Nu putem spune. Să analizăm informația ca să putem răspunde exact, dar
Au fost câțiva ani în urmă, domnul Tuciuc, a fost câțiva ani în urmă că am participat într-un fel de schimb de experiență în vedere de evaluare, dacă mi-aduceți aminte. Și Da. inclusiv la Universitatea de Arte Fix. Criteriul existenței acreditării RACIS este un criteriu care puteți să-l luați la înarmare când identificăm organizatorii de conferință. În sensul, dacă au acreditarea de la Agenția Română de Asigurare a Calității de Învățământ Superior, credibilitatea crește. Doamna Hamăraru, mersi pentru intervenție. Da, și vreau să cumva să spun încă o dată cu listele de ediții predătoare. Ele sunt, nu pot fi exhaustive. Deci, da, noi putem mai identifica, adăuga în listă, dar asta nu e o siguranță că alte reviste nu sunt, alte conferințe nu sunt predătoare. Pentru că ele sunt mici și mici. Și apar, schimbă denumirea. De aceea, pe baza listelor, nu cred că putem să ne protejăm de aceste ediții. Lista este care titlul de recomandare pentru a evita aceste ediții care au fost identificate de noi. Dar, desigur, sunt foarte multe. Noi ne-am analizat doar exemplele care sunt, le-am găsit în dosarele de atestare. Da, există liste la sfârșitul prezentării, nu, în prezentarea mea există link-uri la câteva liste mai mari, să zicem, care includ mii de... Deci, noi putem, da, se poate unul din elementele de verificare atunci când intenționați să publicați, puteți primul filtru, să zic așa, să-i dați la căutare în aceste liste dacă se regăsește ediția în care vreți să publicați. Iar pentru Republica Moldova este foarte simplu, revistele științifice acreditate de ANACEC sunt pe site-ul nostru și pot fi regăsite. Ușurință. Stimați colegi, întrebări nu mai sunt. Astfel, încă o dată, ne exprimăm recunoștința AGP pentru organizarea info-eventului și cu participării în organizarea acestui webinar. Tuturor dumneavoastră, mersi pentru participare, pentru interes și vă dorim evitarea la maximum a revistelor științifice prădătoare, ca să mă repet, să nu cădem în plasa escrocilor. Ei așteaptă, nu cercetări de la noi, dar așteaptă banii noștri și transferul pe contul acestora. O zi frumoasă în continuare și toate cele bune! Foarte bună! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere.